În videoul cu numele Problemele emoționale îmbolnăvesc corpul, am spus că majoritatea dintre noi nu am aflat că problemele de sănătate apar din cauza gândurilor și emoțiilor noastre, că ceea ce simțim și gândim ne afectează în mod direct corpul, iar dacă sunt mari diferențe între ceea ce simțim, gândim și facem, ajungem să ne îmbolnăvim. Majoritatea oamenilor cred că bolile sau afecțiunile au legătură doar cu corpul lor fizic. Spre exemplu, faci diabet dacă mănânci nesănătos și multe dulciuri, cancer la plămâni dacă fumezi mult sau insolație dacă stai mult la soare. Dar cum rămâne cu bolile cărora nici doctorul nu le poate înțelege apariția în viețile noastre? Nici părinții nu au avut-o, nici bunicii, nimeni. De unde apar aceste boli? Cum apar? Dar dacă totul în viața noastră se întâmplă cu un motiv și orice are o cauză, așa cum am vorbit în videourile noastre, atunci aceste boli nu au cum să apară doar din simplul ghinion, nu-i așa? În videoul cu numele Problemele emoționale îmbolnăvesc corpul, am spus că majoritatea dintre noi nu am aflat că problemele de sănătate apar din cauza gândurilor și emoțiilor noastre, că ceea ce simțim și gândim ne afectează în mod direct corpul, iar dacă sunt mari diferențe între ceea ce simțim, gândim și facem, ajungem să ne îmbolnăvim. Spre exemplu, atunci când simțim că facem ceva ce sufletul ne cere, dar intervine mintea și ne dă motive pentru care să facem de multe ori exact invers, atunci când nu ne ascultăm intuiția, atunci când alegem banii și nu iubirea, răutatea în locul bunătății, ura în locul iertării, atunci când apar frica, disperarea, furia, mânia, invidia, gelozia, răutatea, orgoliul, corpul ajunge să se îmbolnăvească. Practic, primim un semnal de alarmă că ceva este în regulă cu noi, facem ceva împotriva noastră sau a celorlalți și ar fi cazul să schimbăm acest lucru cât mai rapid. Dar ce faci atunci când problema ta nu are nicio cauză știută sau amintită? Când nici doctorii nu mai înțeleg cum și de ce? Din păcate, nici nu au cum să înțeleagă dacă nu-și lărgesc un pic orizonturile, dacă nu se deschid un pic și la alte cunoștințe în afară de cele de medicină clasică. Problema noastră este că avem impresia că suntem prea mici, prea limitați. Mulți dintre noi credem că asta este singura viață în care am trăit vreodată, prin urmare, nu putem privi mai departe de asta. Dar noi suntem ființe eterne și majoritatea dintre noi am trăit multe, multe vieți înainte. Am vorbit și demonstrat asta în videourile despre reîncarnare de pe această pagină. Dar dacă am trăit multe vieți, înseamnă că este foarte posibil ca într-una sau câteva dintre acestea să fi acționat împotriva legii iubirii și să fi creat ceea ce în general numim karmă. Dacă suntem răi, neiubitori cu alte persoane, împotriva naturii sau împotriva noastră, atunci suntem împotriva naturii noastre adevărate, adică împotriva iubirii. Gândește-te la karmă ca la o datorie față de ceva ce ne înconjoară, oameni sau natură, ce urmează să o plătești la un moment dat. După cum se și spune, ceea ce semeni, aia culegi. Această plată pe care trebuie să o facem este înmagazinată undeva acolo sus și în cele din urmă se va întoarce înapoi la noi pentru a ne permite să ne vedem greșelile și să înțelegem cum gândurile, cuvintele și acțiunile noastre au influențat pe alții și pe noi înșine. Acest lucru nu este o pedeapsă, legea karmei sau a cauzei și efectului, despre care am vorbit într-un video anterior, este o unealtă pe care o putem folosi pentru a deveni buni și iubitori din nou, prin a experimenta, simți și înțelege ceea ce ne-am dăruit nouă sau am dăruit celorlalți, altă dată. Mereu culegem ceea ce am semănat. Așadar, suntem mereu propriul nostru maestru și suntem 100% responsabili de tot ceea ce ni se întâmplă. Asta include și boala. Doar pentru că nu ne amintim greșelile noastre din trecut, nu înseamnă că acestea nu au un efect asupra noastră, cum ar fi o boală sau o criză emoțională.